Salutare și bine venit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și astăzi vreau să mai cumpărăm, să mai vindem, să mai facem câteva chestii pe bursa internaționale sau cel puțin să vă prezint intențiile pe care le am pentru că nu știu ce să fac. De aproximativ jumătate de oră mă tot gândesc că fac aia, că nu fac aia altă, că nu știu ce, că vând bătrâibili, că nu vând bătrâibili, că alea, dar adevărul e că habar nu am ce să fac în momentul ăsta, nu știu cum e mai bine, nu știu ce ar fi bine să fac, mă tot gândesc dacă poate n-ar fi bine să mă grăbesc, dacă ar fi bine să mai aștept, așa mai departe. Hai să vedem cum arată portofoliu, hai să vedem ce facem și cum ne decidem în seara asta dacă facem sau nu facem ceva, da? Cam așa arată lucrurile, pe bursa de valori București n-am apucat nici măcar să mă uit astăzi, văd că a mai scăzut portofoliul meu ca și valoare, dar nu știu foarte multe despre treaba asta. În schimb, pot să vă zic că pe Trading 212 am vândut, dacă uităm la tranzacție, ce zic, dacă apare, nu mai apare, dar dacă ne uităm jos de tot, vedem că am scos coin din portofelul meu, am câștigat un mic profit acolo de vreo 3%, nu mare, nu mic, la $3 ce puteți să faci foarte mare lucru, și așa mai departe, dar din urma cu câștigul respectiv și cu ce dividende mai venit astăzi, ne uităm în portofel și am undeva la $5.56 bani pe care pot investi în de față în acțiunile de pe bursa din New York, da? E, nu știu cu ce să încep, v-am arătat ce am făcut până acum, mă tot uit dacă ce am de făcut mai departe. Aici aveam mai mult pentru la anul portofoliul ăsta de stat. Mă gândesc dacă aici, dacă reduc cumva, da, hai că scoatem astea, sunt pe pierdere cu astea, n-aș vrut să marchez profitul acum, aș vrut să mai aștept un moment propice în care să ies măcar pe zero, da? Dar hai să le vindem și cu asta, basta, am hotărât până la urmă în cadrul clipului ăsta. De-aia nu știu, n-am plecat cu un titlu, n-am plecat cu o idee de la începutul videoului, vinde la piață, câte avem? Două de astea parcă avem, da? Cred că două avem, lansare, cât avem, n-avem ce, confirm ordine. Ok, am lansat order-ul, am dat la vânzare cele două acțiuni de la Apple, la prețul pieței, la fel și ONL-ul ăsta, la fel îl punem la vânzare, ori din nou vinde. Sunt curios măcar, nu știu ce lichiditatea au astea ca să le pot vinde repede, dar vom vedea, da? Ordin lansat, închide, la ordere, avem două ordere pe piață, momentul ăsta de față, cu astea două. Adică cumva, cele două care oricum, mă rog, și că n-ar fi fost actat, adică dacă dividendul era mai mic decât aia 20 cenți, nu mai ți-a aia 20 de cenți. Oricum, erau niște companii care am ajuns în portofoliu în urma unor experimente, da? Adică US Apple, adică Hyper Hospitality Rate, ca să fim mai exact, pentru că mânăm compania Apple, da? Așa, a fost primul meu rate, că am vrut să văd cum merge treaba cu rate-urile astea și să învăț despre ele, că nu știam mai nimic la momentul în care i-am cumpărat. După care s-a divizat ceva din US Apple, sau nu, din US Apple, mi se pare că s-a divizat ceva. Și m-am să am USONL, o bucată, o fracție de acțiune, a fost vreo $12 acțiunea și vreo $6 am dat eu pe bucătica de diferență. Da, de-aia am o acțiune întreagă, că a pus eu $6 plus restul a fost gratuit. Dar prețul în ziua de asta a dus la 5,05, adică pe pierdere și asta. Oricum văd că nu se execută atât de ușor orderele astea, mi se pare că durează un pic până se pot executa. Piața în America se mișcă mai greu, cel puțin pe Trayville. Le lăsăm așa, vedem dacă se execută. Partea bună e că o să vină USO, adică ăsta cu ce, Realty Income-ul și cu Apple-ul, în portofoliu deocamdată, nu știu ce să fac cu ele, probabil mă gândesc să-i scot și pastea, la fel de bine cum ce va rezulta din vânzarea la astea două companii și cu ce mai am $15 aici, îi voi muta în RON, astfel încât să cresc mai de mult portofoliul meu de aici, da? Asta ca și chestie. Ok, bun, hai să vedem aici ce facem, că așa aici avem de cumpărat câte ceva, se închide ăsta. Dacă vrea, Apple și Microsoft, da? Așa, nu contează. Mă duc, vreau să mai acumulez tot pe rate-uri, da? În principiu sunt pe rate-uri și sunt pe planul ăsta de rate-uri de a duce unele dintre ele mai sus. Mă duc și la ăsta să mă uit un pic. Ăsta știu că avea un yield de 6%. Dune cu yield mai mare și cumva la alea o să mă arunc eu un pic. La Gladstone, cred că, da? Ia uite, de sus prețul, din păcate, da, asta este. Și mai aveam mai jos undeva LTC-ul, Armuru,
Cred că o să, ăsta o să fie alesul, da? 33 și dacă, ia să ne selectăm 33, să-l duc la, nu, 43, pardon, 43 de dolari cu, cât am eu aici, am vreo 5, 43 cu 5, 48, s-ar duce aici, da? Asta dacă pun 5 dolari pe ăsta, pe Selegrin. Selegrin, Selegrin, unde este, vreau să văd eu pe un an cum a mers lucrurile. Cam sus, uite, nu era jos aici, dar n-ar strica să mai acumulez. E foarte greu să spun care vreau să mai acumulez din ele, că sunt multe, multe și pe aici uite rate-uri și mai jos. Dar stau să merg pe ideea în care duc pe asta, uite, Nellingtonul, da? Să duc Ellingtonul înapoi, da? Cred că asta, da, asta o să fac, cred că până la urmă. Ellingtonul îmi trebuie, cât îmi trebuie la Ellington? 96. Îmi trebuie 4 dolari la Ellington. Bye. Asta fac, duc Ellingtonul înapoi la 100, da? Send by order. S-a dus. Ok. Ellingtonul, s-a pus o notificare de asta, așa face asta când îl apucă. Sau fac de ceva care nu-mi dau seama în momentul în care cumpăr. Fiindcă am stat pe fit mare, nu sunt ok cu asta. Bun, și atunci următorul, ia să vedem. Deci în momentul de față, ia să vedem, că a mai crescut piața, vă crește în sus bine. În market value, mă. A, așa. 100, 100, 100, 100, 99, asta e ok. Prospect Capital, 88. Și AGNQ 82. Main Street Capital 52, astea sunt jos. Da, sunt multe pe care vrem să acumulăm, da, ce să facem. Mă duc undeva la AGNC, să zicem. Și băgăm în AGNC ce mai avem, astea ce mai avem aici, că nu mai știu, acum un dolar și cât. 1.66, 1.50 băgăm pe AGNC. 1.50, hai să fie un bun AGNC 1.50. Astfel încât să cresc un pic expunerea și aici. 1.50, review order. Ok. Comision free, fără comision, da, doar exchange-ul. Bun. Perfect. L-am dus și pe ăla în mai sus. Nu mai am bani de cumpărat prea mult. Acum s-a dus, da, 0.16 cenți. Rămânem acolo, 15 cenți, 16 cenți mereu în portofoliu. Ca să mai văd ce o să se întâmplă, să am acolo și la tot timpul în ce mărunt. Uneori să ajunge la rotunjiri, da? Deci nu vreau să mai pun așa agână, că de ce pune el recurring, waiting, bla bla bla, nu știu de ce pune el astea în aici. Dar ideea e că arată cam așa, una, două, trei, patru companii pe 100, cinci companii pe 100, dar e ok, le-am cam profit aici. Prospect Capital 88, 83 și pun la 50, astea două. Dar cumva caut să aduc rate-urile cât mai sus. Să-mi fac aici un portofoliu cât mai consolidat pe rate. E și Microsoft aici care nu e rate, da? Dacă e să o luăm așa, și Microsoft-ul e aici care el nu e rate. Oricum cam și un câștig aici un an, dacă îl reduc cumva să la 50 dolari și să reduc, să duc un rate mai sus. Dar lasă și Microsoft acolo, că dacă s-a ajuns acolo, e bine să stea acolo. Da, deci n-am un videoclip foarte, mamă, facem, dregem, să vă învăț să facem chestii acum. Pur și simplu sunt focusat pe, încep să mă orientez mai bine sau să fiu mai atent pe bursa din, de pe 3212, da? Cumva o să vedeți mai multe clipuri pe 3212 în perioada asta, tocmai pe motiv că, da, așa am din gură, tocmai pe motiv că cred eu că merită mai mult focusul pe 3212 decât pe 3 pe partea aia de US, tocmai de aia sunt dacă stau, ia să vedem, sunt curios dacă cumva stau lichida pozițiile alea, nici măcar nu s-au executat în momentul de față, sunt în piață, o să le las în piață probabil până mâine seara și vedem dacă se execută sau nu se execută, da? Așa, să vedem dacă se închid sau se închid pozițiile alea. La asta nu m-am gândit că poate nu pot să vând, da? Dar și la Apple, totuși două acțiuni la Apple, dacă le pun la vânzare, cred eu sau sper eu că se vor vinde, da? S-ar fi o altă surpriză neplăcută, da? Nu cred că e cazul, pur și simplu. Trebuie să am un pic de răbdare, da, până trimite orderele în America, până se execută. Nu cred că se execută chiar așa repede, da? Așa. Oricum, curăț portofoliul de niște chestii care erau oricum degeaba acolo, dar le lăsasem pentru că mă costa mai mult comisionul să le vând decât să le țin. Și atunci am zis că le țin în cazul, în condițiile noi, pentru care, mă rog, noile comisioane care se vor aplica mai încolo, nu deocamdată, am zis că, bă, nu mai are rost să le țin, hai să lichidez portofoliul și vom vedea după aia cum vom face. E foarte, foarte simplu.
Da, uite, e păzut în sus și mie nu se închide orderul. Interesant. În piață orderele. Da, un refresh să vedem, să fiu sigur că, na, da, nu cred că dacă era să reprecere nici chiar așa de refresh de asta, că nu mai am ce vinde. Sunt încă acolo. Dar le lăsăm așa deocamdată. Am zis, am pus orderele, le las la executat acolo, când s-au executat ele. O să mă concentrez mai tare pe partea asta, pentru că avem și aceea undeva la 1977 de euro și trebuie să ajungem undeva la 2000 de euro înapoi cu portofoliul de aici și după aia să-l creștem ușor, ușor pe ăsta, pentru că aici avem comisioane care sunt mult mai mici sau aproape zero, da? Și atunci îmi convine mai mult să vă focusez pe chestia asta. Bă, oricum nu eram foarte făcut pe portofoliul după 3 builder, asta rămâne acolo și cândva încă nu m-am hotărât ce fac, adică încă nu știu ce voi face. Mai avem timp de decizie 2 luni de zile, așa că nu e o problemă, nu e o grabă. Mai vedem dacă cumva le lichidez de aici sau ce fac. Aș vrea să văd că se lichidează alea două, nu le cumpără nimeni. Atât de bune sunt companiile alea două. Așa. Da, deci cam asta este episodul de astăzi. Nu uita, dacă ești pentru prima oară pe canal aici, nu uita că poți să faci tot cont pe Trading212. Ai linkul de afiliere în descriere. Așa, ai și codul promoțional Fabrica, prin care poți primi o acțiune gratuită de 100 de euro sau de până la 100 de euro. Ce trebuie să faci pentru chestia asta e să-ți faci cont, să-ți vezi și documentele și apoi să depui 50 de lei sau 10 euro în deschiderea de cont ca să poți să începi să cumperi acțiuni și cu cea acțiune gratuită de până la 100 de euro poți începe oarecum cu dreptul în treaba asta, da? Așa, cam ăsta a fost clipul de astăzi și foarte obosit. M-am tot gândit ce decizii să iau, ce decizii să nu iau. Dacă nu se închid ordinele probabil până mâine seară anulăm ordinele respective și vedem, habar nu am, dar nu am pus problema dacă să vând sau nu să vând. Undeva să văd că încă sunt aici pe ecran, deci nu s-au închis. Bineînțeles, noi ne auzim curând cu un nou clip. Nu uita dacă să dai like și subscribe și dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii. Ați văzut că răspund la toate comentariile, îmi face plăcere să răspund oamenilor, să vă ajut. Facem și video pe canal, facem și video pe canalul pe partea mea de membership. Nu uita dacă e postă cu bani de o cafea, dar cu 6,99 lei, nu cu 5,99 lei, da? Efectiv o cafea la Fight to Go pe lună poți să-mi dai mie ca să poți să fii abonat la canal și să vezi și videourile private, da, din zona privată. Cam atât pentru astăzi și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!